Limba rămâne un instrument al culturii care transmite din generație în generație aceleași valori și sentimente. Influențată de trecerea timpului, limba română ne învață una dintre cele mai importante lecții. Necesitatea studierii continue. Caracterul limbii pe care o vorbim ne ghidează în timp, modelându-ne personalitatea. Despre cum devine limba un instrument al gândirii și influența anilor copilăriei în formarea unui vocabular bogat, am discutat cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun. Bunicii mei, la care am crescut până la 7 ani, vorbeau o formidabilă limbă română, foarte nuanțată, foarte având un specific local, bineînțeles, dar fără să folosească calchie, rusism, etc., etc. Și atunci, din copilărie, urechea mea a fost ciulită și a fost formatată, dacă vreți, pentru o anumită rostire. Toată această vorbire firească, pentru că era vorba de firescul cu care se rosteau niște lucruri, m-a format. Eu am crescut învăluit ca într-un fel de acid amniotic în această extraordinară limbă română. Probabil că acest vaccin extraordinar pe care mi l-au făcut încă din frage de copilărie a funcționat în timp, pentru că după aceea, în mod cumva firesc, busola mea interioară a indicat spre autori care au lucrat mai degrabă cu limba. Un scriitor în primul și un vorbitor la fel, trebuie să dea dreptate și părții dintotdeauna unei limbi și neologismilor. Orice, nu doar inexorabil, dar sunt o mulțime indubitabilă. Lingviștii susțin că, dincolo de greșelile de exprimare, o altă problemă este utilizarea în vorbire doar a unor cuvinte simple. Astfel, vorbitorul nu își îmbogățește vocabularul și de multe ori ajunge să aibă blocaje în vorbire sau să transmită eronat mesajul. De exemplu, pentru a construi o discuție plină de melodicitate, putem înlocui cuvântul neînduplecat cu adjectivul inexorabil. Descoperim acest cuvânt și în scrierile autorilor români. Timpul, acest judecător inexorabil și drept, care așează pe fiecare la locul ce îi se cuvine, spunea istoricul Constantin Giurescu. Fostam șoarece de bibliotecă odată, gustând din anafora de împărtășania trupului de muiere pe loc mă făcui liliac. Bibliotecile sunt un fel de pepiniere de cultură, de corectitudine, de un anumit fel de a fi, pentru că biblioteca nu îți formează doar o ureche atentă la cum se vorbește, îți formează și un anumit orizont. Nu se poate face abstracție de acest lucru. Iar pe măsură ce cresc, probabil că e nevoie ca acești tineri să caute totuși oamenii care vorbesc frumos, să caute cărțile care să le deschidă această apetență pentru frumusețea limbii, să se formeze nu doar din punct de vedere strict, zicem, meseriaș în cutare sau cutare profesie, dar să se formeze și ca vorbitori și purtători ai anumitei limbi și ai anumitei culturi. Cred că este foarte important să se pună această ecuație limbă egal cultură, limbă egal civilizație.